găsit! Sunt Alina Răducan și începem o nouă ediție Business Class. În plin sezon al reducerilor, vă dăm sfaturi utile despre cum să cheltuiți inteligent. Vă mai spunem cum pot agenții economici să obțină subvenții de la stat pentru angajarea persoanelor din grupuri vulnerabile și cât de bună este ideea de a vă investi banii într-o brutărie. Ce procent din operatorii de hoteluri și restaurante nu au aviz de la ISU și ce vor patronii de la autorități, astfel încât obținerea acestora să nu blocheze industria, și care sunt cele mai bune oportunități de business în domeniul agricol, aflați chiar acum. Și tot acum vă mai spunem cu cât sunt mai mari salariile din mediul bugetar față de cele din mediul privat. Cadastrul, fondul mutual, irigațiile și produsele bancare adaptate fermierilor sunt oportunitățile României pentru afaceri de succes în agricultură, a spus marțea trecută Veronica Toncea, directorul general al Fondului de Garantare a Creditului Rural, într-o conferință de specialitate. Printre subiectele discutate la România Durabilă Agribusiness, cele mai multe sunt din zona regimului fiscal și de reglementare în domeniul agribusiness, sursele de finanțare și soluțiile de administrare, organizare a unui lanț economic profitabil și sprijinul de care trebuie să beneficieze fermierii români pentru a deveni competitivi în piața europeană. Lipsa infrastructurii este o problemă care se răsfrânge și în sectorul afacerilor din agricultură. Nu este vorba doar despre infrastructura de transport, este vorba chiar și despre infrastructura din administrație. Doar cu un cadru fiscal bun nu poți atrage mari investitori. Este nevoie și de infrastructură, a spus Corneliu Teofil Teha, consultant de specialitate. Colectarea produselor agricole a fost una dintre temele cele mai disputate în cadrul conferinței, mulți dintre participanți cerând ca statul să se implice în construirea unor centre speciale. Peste 60% dintre operatorii de hoteluri și restaurante nu au avizul Inspectoratului pentru Situații de Urgență, iar fixarea datei limită la 1 ianuarie 2016 pentru obținerea acestuia va bloca total activitatea hotelurilor, restaurantelor și barurilor, a declarat luna trecută președintele Organizației Patronale a Hotelurilor și Restaurantelor din România, Dragoș Petrescu, într-o conferință de presă. Hora propune ca pentru aceia care au depus deja dosarele spre avizare la ISU să se acorde un termen de 6 luni pentru obținerea avizului respectiv, fără a fi suspendată activitatea celor care l-au solicitat. În prezent, peste 80% dintre hotelurile din România sunt sigure din punct de vedere al normelor ISU. Fondurile europene atrase în 3 ani și 6 luni, respectiv din mai 2012 și până în noiembrie 2015, au depășit 8 miliarde de euro, atât ca plăți directe, cât și ca fonduri de investiții, a declarat vineri ministrul interimar al agriculturii, Daniel Constantin, în conferința de bilanț. Am preluat Programul Național de Dezvoltare Rurală 2007-2013 cu un grad de absorpție de 44,5% și îl predăm cu un grad de 90,35%. În cifre absolute a crescut absorpția de la 3,6 miliarde de euro la 7,3 miliarde de euro. Sigur că mai sunt multe de făcut, sigur că mi-aș fi dorit să avem o absorpție de 100%, dar au fost anumite probleme pe care le-am enunțat și în trecut vis-a-vis de capacitatea de cofinanțare a celor care au câștigat proiectele în 2010 și 2011 și din păcate nu au putut să le ducă la îndeplinire, a adăugat Constantin. Ministrul a subliniat că unul dintre regretele sale se leagă de programul operațional de pescuit, unde chiar dacă s-au făcut progrese din mai 2012, nu s-a reușit decât o absorpție de 58%. Cea de-a cincea extragere lunară din 2015 a loteriei bonurilor va fi organizată duminică. La aceasta vor participa bonurile emise luna trecută, adică între 1 și 31 octombrie. Conform calendarului extragerilor lunare de anul acesta, posesorii bonurilor câștigătoare vor trebui să depună bonurile fiscale în original, alături de copii actului de identitate și o cerere de revendicare la orice unitate teritorială a Agenției Naționale de Administrare Fiscală în intervalul 23 noiembrie-22 decembrie, iar premiile vor fi acordate până pe 20 februarie 2016.
Proprietarii de apartamente vor putea să ceară în scris o adeverință cu situația defalcată a cheltuielilor de întreținere. Se arată într-un act normativ publicat duminică în Monitorul Oficial. Începând de miercuri, președintele și administratorul Asociației de Proprietari vor fi în practic obligați să elibereze acest document. În afară de dreptul de a cunoaște toate aspectele ce țin de activitatea asociației, proprietarii sunt îndreptățiți să participe cu drept de vot la adunarea generală, să-și înscrie candidatura, să candideze, să aleagă și să fie aleși în structura organizatorică. Referitor la obligații, actul normativ menționat dispune că proprietarii trebuie să-și mențină locuința în stare bună pe cheltuială proprie. Proprietarii sunt obligați să ia măsuri pentru consolidarea sau modernizarea clădirii, pentru reabilitarea termică și eficiența energetică potrivit prevederilor legale. Indiferent de natura intervențiilor, se va avea în vedere menținerea aspectului armonios și unitar al întregii clădiri. Cei care provoacă daune oricărei părți din proprietatea comună sau a unui alt apartament sunt obligați să repare stricăciunile sau să acopere cheltuielile pentru reparații. Din 2007 încoace, salariații din sectorul public au câștigat în medie mai mult decât cei din mediul privat, reiese din datele furnizate de către Institutul Național de Statistică. Din 2012, ecartul dintre salariile medii nete de la stat și cele din mediul privat a început din nou să se adâncească, după ce în intervalul 2009-2011 s-a redus semnificativ. În 2014, salariile nete încasate în sectorul public le-au depășit în medie cu 24% pe cele din mediul privat. Concret, în 2012, angajații de la stat au câștigat în medie cu 16,38% mai mult decât cei de la privat, în timp ce în 2013 salariile medii nete de la stat le-au depășit cu 22,42% pe cele din mediul privat. Iar în 2014, așa cum spuneam și mai devreme, avem un nou vârf. Angajații de la stat au câștigat în medie cu aproximativ 24% mai mult decât cei din privat. Salariații părinți ar putea să beneficieze de un nou tip de concediu, prevede un proiect de act normativ care urmează să ajungă pe ordinea de zi a senatorilor, fiind propus pentru adoptare. Angajatorii vor fi obligați să îl acorde la cererea persoanelor îndreptățite, iar acestea vor primi lunar și o indemnizație. Pe deasupra, perioada în care angajații se vor afla în noul concediu va fi considerată vechime de muncă. Propunerea de act normativ, prin care se vor aduce modificări semnificative la legea numărul 273/2004 privind procedura adopției, prevede că noul concediu va avea o durată de cel mult 90 de zile. În acest timp, salariatul îndreptățit, oricare dintre cei doi soți ai familiei adoptatoare, va primi și o indemnizație lunară. Economiile din Europa de Est vor reveni pe creștere în 2016, dar cu toate acestea, riscurile s-au înmulțit pe fondul încetinirii economiei chineze și a crizei refugiaților din Europa, a anunțat vineri Fondul Monetar Internațional în ultimul său raport bianual cu privire la statele din Europa Centrală de Est și Sud-Est, transmite Reuters. Potrivit Fondului Monetar Internațional, toate cele 22 de țări din Europa Centrală de Est și de Sud-Est ar urma să înregistreze o creștere de 1,3% anul viitor, o revenire după contracția de 0,6% în acest an, recul cauzat în principal de Rusia și Ucraina. De asemenea, deficitul bugetar al regiunii ar urma să se reducă la 2,9% din PIB anul viitor, o îmbunătățire față de nivelul de 3,7% preconizat pentru acest an. Potrivit reglementărilor în vigoare, angajatorii pot primi subvenții de la stat dacă încadrează în muncă oameni care fac parte dintr-o categorie vulnerabilă, formată din acele persoane care își găsesc mai greu un loc de muncă, fie că sunt prea tinere sau prea în vârstă. Concret, care sunt acele categorii din care ar trebui să angajați astfel încât să atrageți bani de la stat, aflați chiar acum. În
2015, stimulentele financiare sunt calculate în funcție de indicatorul social de referință, care are valoarea neschimbată față de anul trecut, tot de 500 de lei, și sunt plătite din bugetul asigurărilor pentru șomaj. Legislația care reglementează sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea ocupării forței de muncă, reprezentată de legea 76/2002, oferă anumite facilități agenților economici care încadrează în muncă persoane cu șanse mici de a-și găsi un loc de muncă. În această categorie intră și șomerii care mai au 5 ani până la pensie. Pentru a încuraja angajarea acestei categorii vulnerabile, care este reprezentată de persoanele aflate în apropierea vârstei de pensionare, ANUFM desfășoară o campanie de comunicare la nivel național, care este organizată în cadrul proiectului Fii activ la orice vârstă. Cei care angajează persoane care îndeplinesc conform legii condițiile pentru a solicita pensia anticipată parțială sau de acordarea pensiei pentru limita de vârstă, dacă nu îndeplinesc condițiile de a solicita pensia anticipată parțială, beneficiază lunar pe toată durata angajării până la îndeplinirea condițiilor respective de o subvenție egală cu valoarea de 500 de lei. Cei care angajează absolvenții ai unor instituții de învățământ gimnazial, profesional, special, liceal, pozițial sau superior de stat ori particular primesc lunar, timp de un an, o subvenție ce diferă în funcție de studiile salariaților. Mai exact, pentru fiecare absolvent încadrat în muncă, angajatorii primesc 500 de lei pentru absolvenții ciclului inferior al liceului sau ai școlilor de arte și meserii, 600 de lei pentru absolvenții de învățământ secundar, superior sau învățământ pozițial, 750 de lei pentru absolvenții de învățământ superior. În cazul în care absolventul este persoană cu handicap, subvenția se acordă pentru o perioadă mai lungă de timp, respectiv pentru 18 luni. Angajarea șomerilor în vârstă de peste 45 de ani sau a șomerilor care sunt părinți unici, susținători ai familiilor monoparentale, le pot aduce de asemenea angajatorilor o subvenție de la stat. Aceștia primesc pentru fiecare persoană în parte lunar, pe o perioadă de 12 luni, 500 de lei. Singura condiție este ca raporturile de muncă sau de serviciu să fie păstrate cel puțin 18 luni. Cu alte cuvinte, acești salariați nu pot fi concediați în această perioadă. Oferirea unui loc de muncă tinerilor cu risc de marginalizare socială cu vârstă cuprinsă între 16 și 26 de ani transformă agenții economici în angajatori de inserție. În această situație, ei beneficiază lunar pentru fiecare persoană din această categorie de o sumă egală cu salariul de bază stabilit la data angajării tinerilor, dar nu mai mult de 1000 de lei în vigoare la data încadrării în muncă până la expirarea duratei contractului de solidaritate. Deschiderea unei brutării a fost și va rămâne probabil una dintre ideile de afaceri care le trec cel mai des prin minte celor care doresc să-și pornească propria afacere. Asta fiindcă, indiferent de mersul economiei, fie că este criză, fie că economia o duce bine, toată lumea mănâncă pâine. Și teoretic este genul de afacere care îți aduce venituri constante. Și totuși, cât de bună este ideea de a-ți investi banii într-o brutărie? Răspunsul la această întrebare nu este simplu, deoarece profitabilitatea unei brutării depinde de capacitatea de producție, de performanțele liniei de producție, în special ale cuptorului, de sursa de aprovizionare cu materii prime, de chiriile plătite în cazul în care se lucrează în spații închiriate, de calitatea resursei umane, de modul în care se asigură desfacerea și, nu în ultimul rând, de managementul afacerii. În ceea ce privește investițiile necesare pornirii brutăriei, trebuie să rețineți că, pe lângă linia de panificație, va trebui să investiți în unul sau mai multe mijloace de transport. În plus, dacă doriți să cumpărați o clădire în care să vă desfășurați activitatea sau doriți să construiți o clădire nouă pentru brutărie, capitalul necesar demarării afacerii crește extrem de mult. Nu trebuie să uitați nici de capitalul circulant necesar demarării afacerii. Așa că dacă sunteți un bun manager, găsiți un spațiu în care să se poată amplasa o brutărie fără lucrări de reamenajare importante. Vă mulțumiți cu un profit net de sub 1000 de euro și dispuneți de circa 19-20 de mii de euro pe care să-i investiți într-o linie de panificație second-hand de mică capacitate, cum ar fi de 7500 de euro, o auto utilitară second-hand de 7800 de euro și, păstrați și ceva bani pentru stocul de materii prime, vă puteți deschide o mini-brutărie. Dacă doriți să câștigați mai mult, va trebui să vă orientați către o brutărie de capacitate mai mare, dar nu uitați, în ziua de astăzi concurența este acerbă.
Reprezentanții Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale au publicat ghidul solicitantului pentru SUG măsura 4.2, sprijin pentru investiții în procesarea și marketingul produselor agricole aferentă noului Program Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Ce presupune SUG măsura și care sunt termenele limită, aflați chiar acum. Prin această submăsură de finanțare se vor acorda bani europeni nerambursabili pentru înființarea și modernizarea unităților de procesare și comercializare, introducerea de noi tehnologii pentru dezvoltarea de noi produse și procese, aplicarea măsurilor de protecție a mediului, inclusiv scăderea consumului de energie, promovarea investițiilor pentru producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile și creșterea numărului de locuri de muncă. De asemenea, investițiile în industria de procesare vor viza reducerea amprentei asupra mediului prin încurajarea de noi metode de păstrare a producției agroalimentare pentru creșterea siguranței alimentare, produse adaptate mai bine cerințelor pieței, metode de utilizare a deșeurilor și de epurare a apei pentru protejarea mediului, anveloparea clădirilor. Solicitanții eligibili sunt întreprinderile, adică micro-întreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii, precum și întreprinderile mari, cooperative și grupurile de producători care realizează investiții corporale și necorporale pentru procesarea și marketingul produselor agricole, cu excepția produselor pescărești. Investiția trebuie să se încadreze în cel puțin una dintre operațiunile următoare: înființarea, extinderea și modernizarea, dar și dotarea unităților de procesare, inclusiv investiții privind marketingul produselor, cum ar fi etichetarea sau ambalarea, înființarea, extinderea și modernizarea de rețele locale de colectare, recepție, depozitare, condiționare, sortare și capacități de ambalare, îmbunătățirea controlului intern al calității și conformarea cu noile standarde impuse de legislația europeană pentru prelucrarea și comercializarea produselor agroalimentare și producerea și utilizarea energiei din surse regenerabile, a energiei produse cu ajutorul pompelor de căldură în cadrul unității procesatoare exclusiv pentru consumul propriu și investiții pentru îmbunătățirea eficienței energetice, ca și operațiuni din cadrul unui proiect mai mare de investiții. În cadrul cheltuielilor aferente investițiilor corporale se încadrează construcția, extinderea, modernizarea și dotarea clădirilor de procesare, construcții de destinate unei etape sau întregului flux tehnologic, colectare, depozitare, sortare, condiționare, procesare sau comercializare, construcții destinate protecției mediului, infrastructură internă și utilități, precum și branșamente și racorduri necesare proiectelor. Achiziționarea inclusiv în leasing de utilaje noi, instalații, echipamente și mijloace de transport specializate în scopul colectării materiei prime sau comercializării produselor agroalimentare în cadrul lanțurilor alimentare integrate. Cheltuielile generate de investițiile în active necorporale includ organizarea și implementarea sistemelor de management al calității și de siguranță alimentară, achiziționarea de tehnologii, patente și licențe pentru pregătirea implementării proiectului și achiziționarea de software indicat ca necesar în documentația tehnico-economică a proiectului. Rata sprijinului public nerambursabil va fi de 50% din totalul cheltuielilor eligibile pentru IMM-uri și grupuri de producători sau cooperative și de 40% pentru alte întreprinderi și nu va depăși 1 milion de euro pe proiect pentru IMM-uri în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat și 1.500.000 de euro pe proiect pentru alte întreprinderi, pentru proiectele care nu presupun de asemenea investiții care conduc la un lanț alimentar integrat. Dar 2.500.000 de euro pe proiect se vor primi pentru investițiile care conduc la un lanț alimentar integrat, indiferent de tipul de solicitant, precum și pentru forme asociative, cooperative sau grupuri de producători în cazul proiectelor care nu presupun investiții care conduc la un lanț alimentar integrat. Bugetul total aferent sesiunii anuale pe 2015 este de 93.489.144 de euro. Proiectele se depun până la data de 18 decembrie 2015, ora 16. Suntem în plin weekend de reduceri. Black Friday în România a început ieri, ține tot weekendul, iar retailerii ne promit o nouă rundă de surprize pe 27 noiembrie. Dacă știți clar ce vă doriți și v-ați documentat serios, cu siguranță veți putea lua decizii rapide de cumpărare și aveți șanse mai mari să beneficiați de cele mai bune oferte de Black Friday. Pentru cumpărături rapide și inteligente, vă oferim chiar acum 5 sfaturi utile.
Vinerea Neagră, puteți fi tentat să achiziționați mai multe produse decât aveți nevoie sau decât vă puteți permite. Pentru a evita aceste capcane, este recomandat să faceți o listă de cumpărături. Această listă trebuie să conțină cele mai importante produse pe care doriți să le cumpărați. Gândiți-vă bine dacă un produs vă este necesar sau nu. Este important să vă stabiliți în prealabil și un buget de care să țineți cont. Ofertele pot părea foarte tentante, dar puteți constata la sfârșit că ați cheltuit mai mult decât intenționați. Asigurați-vă că pe cardul cu care veți plăti comenzile aveți suficienți bani pentru toate produsele pe care le doriți. Dacă veți achita ramburs, nu vă bazați prea mult pe faptul că livrarea va întârzia. Curierii au făcut progrese importante în ultimii ani și livrează majoritatea produselor în 42-72 de ore. Deci e bine să aveți banii pregătiți. Atât pe rafturile magazinelor fizice, cât și pe cele virtuale, comercianții sunt experți în a poziționa și în a asocia produsele în așa fel încât să se vândă cât mai mult. Este un joc psihologic studiat de-a lungul anilor ce poate avea la bază teste și munți de date cu care vă va fi cu siguranță greu să luptați. O listă clasică de cumpărături vă poate ajuta să nu vă abateți de la planul inițial și să nu cheltuiți mai mult decât este nevoie. Este foarte posibil ca produsul mult dorit să nu intre în promoțiile de Vinerea Neagră la niciun magazin vizat de dumneavoastră. Să intre în promoție, dar reducerea să fie mult prea mică pentru a o lua în considerare, să fie la super ofertă de Black Friday, dar stocurile să se epuizeze rapid înainte ca dumneavoastră să plasați o comandă. Pentru toate aceste cazuri, o documentare riguroasă realizată din timp vă poate ajuta. Dacă discutăm despre segmentul IT&C, analizați în avans caracteristicile tehnice ale produselor, căutați modele similare, faceți un top 3 cu cele mai bune variante de rezervă. Astfel, orice surpriză neplăcută din seria celor enumerate mai sus nu vă va prinde nepregătiți și vă veți putea adapta din mers la situația dată. Dacă alegeți varianta offline de cumpărături, nu prea aveți cum să evitați cozile și îmbulzeala. Vă trebuie nervi de oțel și răbdare pentru a face față mulțimii în goana după oferte. Mărturiesc autopurile cu cozile din România, respectiv cu cozile la cumpărăturile din afara țării. Nu trebuie să dăm vina pe apucăturile românești, mulțimile se dezlănțuie năvalnic în fața unor reduceri spectaculoase peste tot pe glob. Recomandarea noastră este să luați serios în calcul comenzile online, care sunt de Black Friday, mai de actualitate ca niciodată. Încă de anul trecut, cele mai multe magazine nu au întâmpinat probleme cu încărcarea site-urilor de Black Friday, iar verificarea și compararea prețurilor este mai facilă și mult mai rapidă. Atât confruntarea ofertelor între magazine și analiza promoțiilor în cadrul aceluiași magazin sunt mai ușor de realizat online. Una este să vizualizezi singur, în liniște, o pagină cu 10 de produse în fața monitorului și alta este să te plimbi printre rafturile magazinelor și să observi toate prețurile alături de 10 sau sute de oameni. De Black Friday, mai ales în mediul online, ofertele tentante vă pot face să scăpați din vedere anumite aspecte. Majoritatea magazinelor online vă pun la dispoziție un regulament special cu ocazia Black Friday. Pentru a evita cumpărarea produselor cu cele mai bune oferte în cantități mari de către câțiva clienți și pentru a asigura șanse de cumpărare pentru cât mai mulți vizitatori, unele magazine limitează achiziția produselor din promoțiile de Black Friday la o singură bucată din același model pe un cont de utilizator. Așa că analizați cu atenție și politica de retur a companiilor, dar și taxele de transport și de retur. Nu vreți să dați mai mult pe transport decât pe produs, nu? Magazinele schimbă relativ des politica de tarife pentru transport, astfel încât este indicat să verificați chiar în ziua de dinaintea Black Friday care sunt condițiile în vigoare. Și cel mai important sfat este să țineți cont de prețurile produselor și nu de discounturi. Ați cumpăra un produs la un preț de 100 de lei care afișează o reducere de 60% sau același produs la 90 de lei, dar care beneficiază de un discount de doar 30%. Există o întreagă discuție pe tema reducerilor de Black Friday în România, dar și în multe alte țări. Mulți cumpărători afirmă și, în multe cazuri pe bună dreptate, că unele magazine măresc artificial prețurile cu câteva zile înainte de Vinerea Neagră pentru a da senzația unor reduceri spectaculoase. Este dreptul dumneavoastră să fiți corect informat în legătură cu procedura legală de stabilire a cuantumului reducerilor pentru produsele vândute de comercianții în România. Doamnelor și domnilor, aici se încheie și această ediție Business Class. Până data viitoare, când ne vom revedea la aceeași oră, nu uitați motoul nostru, învățați să cheltuiți inteligent!